ultima oră, Senatul adopt legea referendumului, președintele eliminat din proceduri. Senatul a adoptat proiectul de modificare a legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constituției, după cerere de reexaminare a președintelui României. Astfel încât acesta va avea loc în ultima duminică din perioada de 30 de zile de după adoptarea inițiativei constituționale. Legea a trecut cu 82 pentru, 2 abineri și 32 împotriv. De asemenea, proiectul inițiat de PSD îl scoate din procedura organizării referendumului pe presubliniere dintele României, având în vedere ce, până în prezent, Parlamentul elabora câte un proiect separat de lege de fiecare dată când se organiza un referendum, pe care presubliniere dintele îl promulga sau îl putea retrimite la reexaminare. Proiectul a fost pus în acord cu o decizie de neconstituționalitate, după ce CCR a decis ce data organizării referendumului de revizuire nu poate fi stabilit prin hotărâre de guvern. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a dat semnalul și a cerut o urgentare a legii referendumului. Senatorii au ascultat de Liviu Dragnea și în acea zi au votat legea referendumului. Vicepremierul Paul Setenescu a anunțat ce este posibil ca în luna mai să se organizeze referendum pentru definirea familiei.